plăcinta cea înspăimântată. Mămica întotdeauna le făcea ceva nou și dulce copilor ei. Bucatele pe care le pregătea ea erau întotdeauna delicioase. Într-una din zile învârtea plăcinta cu atâta grijă încât copiii își lingeau deja buzele. Abia așteptau să fie coaptă pentru a o mânca. Draga noastră mamă, spuseră copiii cu glas mieros pentru că erau nerăbdători și înfometați să mănânce acea plăcintă, dă-ne o bucătură! Bine, așteptați numai puțin să se răcească și după aceea o puteți mânca pe toată, doar pentru voi am făcut-o. Plăcinta, auzind spusele mamei, își dădu seama ce soartă o aștepta și s-a speriat. Sări din tigaie, se rostogolind tocmai ca o roată și așa rostogolindu-se, ieși pe ușa afară, după care dus a fost. Nu s-a oprit decât în vale, lângă un pom să-și tragă sufletul. Se gândea, ce bine că am scăpat de copiii aceia pofticioși, de mă prindeau, mai rămâneau din mine doar firmiturile. Și cum stătea ea liniștită la umbră, simți cum o furnică se urcă pe ea. Deschise ochii și ce să vadă, era înconjurată de milioane de furnici, toate veniseră în jurul ei. Ce vreți de la mine? Întrebă plăcinta înspăimântată și mai tare de data asta. Nimic, răspunseră furnicile în cor, pe tine te vrem, te vom mânca. Și până să-și dea seama plăcinta ce se întâmplă, furnicile năvăliră pe ea și o mâncară. Ce bună și dulce a fost plăcinta asta, spuse o furnică. Oare cine a făcut-o? Nu știu, răspunse altă furnică, dar sigur a pus în ea multă dragoste.